pentru țară, pentru neam, pentru tricolor, așa au anticipat sărbătoarea drapelului de stat studenții de la Academia de Poliție Ștefan cel Mare. Preț de 15 minute în cadrul unui flash mob, aceștia au etalat pliante cu tricolorul imprimat și cu numele tuturor celor care au căzut la datorie în conflictul armat de la Nistru. Pe fiecare pliant din cele 286 ținute în mâini de cadeți era imprimat alături de drapelul de stat numele fiecărui combatant căzut în conflictul armat din 1992. Dacă patria mi-ar cere același lucru, cred că eu împreună cu toți colegii mei, cu cel mai înalt spirit de patriotism, am face același lucru. Am plecat și am luptat pentru integritatea țării. Am profitat de fapt că data 27 aprilie este ziua drapelului de stat și cu această ocazie am comemorat victimele care au căzut pe război de pe Nistru. Ideea aparține studenților Academiei Ștefan cel Mare. Această acțiune a fost realizată în scopul promovării, deci unei din valori naționale, adică tricolorului, ceea ce simbolizează un element al statului nostru. Acțiunea studenților a trezit un sentiment de mândrie în sufletele camarazilor mai mari. Noi astăzi am reușit să-i readucem pe camarazii noștri imaginar aici alături de noi să se bucure, fiindcă au luptat pentru acest tricolor. Ziua drapelului va începe în școlile din țară cu o lecție dedicată simbolurilor de stat. În timpul zilei drapelului, studenții și conducerea Academiei de Poliție Ștefan cel Mare au organizat un flash mob la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Eternitate. Evenimentul a avut o conotație patriotică cu genericul pentru țară, neam, pentru tricolor. Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea societății civile cu semnificația simbolurilor naționale. Această sărbătoare, Ziua Drapelului, este o sărbătoare foarte importantă pentru Republica Moldova. Totodată este importantă personal și pentru mine. Are o tangență cu familia mea pentru că tata a decedat în motive tragice pentru integritatea țării noastre. Un moment aparte l-a constituit comemorarea victimelor războiului de pe Nistru. Am avut pierderi mult mai multe, că au rămas copii orfani dintre cei care erau atunci destul de tineri, iar o bună parte din acei care au căzut pe câmpul de luptă n-au fost celebrați și nu s-au născut în urma acestor copii care trebuia să fie o generație întreagă. Astea sunt zeci sute de copii și este o durere a țării noastre, este o durere a poporului Republicii Moldova. Am văzut că această măsură a fost organizată de către tinerii din Academia de Poliție. Să știți că țara are viitor și noi ne mândrim cu așa tineri care își aduc aminte de noi veterani, își aduc aminte de patrie. Astfel de evenimente cu tentă patriotică sunt un element indispensabil al activității Academiei de Poliție Ștefan cel Mare și al conducerii de vârf a acesteia. Artur Musaelean, Igor Boico pentru știrile 21. Continuăm cu știrile externe.